Posso fluir? Posso fluir? Seria onde eu não posso fluir? Deci, de când mi-am pus aparat, eu nu mai pot să fluier, să știi. Înainte? Înainte puteam să fluier, chiar fluieram băieții pe stradă. Eu îi claxonez. Deci dacă va claxona cineva, cu siguranță am fost eu. Dar cum te simți cu el? Te doare? Aparatul? Da. Păi mă dur la început, acum este mult mai ok. Mereu am avut problema asta, mai ales la început, nici nu puteam să vorbesc. Toată lumea m-a întrebat, dar ce ai, ai o prună în gură? Eram asta, nu pot să vorbesc. Așa fac și acum că deranjează. Cel mai dificil este faptul că lumea trebuie să vină cu umbreluța propria. Că scuimi și tu scuimi! Auzisem, stai, cum era? Auzisem o dumă despre aparatul dentar. Maria, ce bine îți stă cu aparat dentar! Vai, dar mulțumesc! Bine, hai, lasă vrăjeala, despre și mie berea asta! Dar ce zâmbești așa? Te zgârie așa, e? Te zgârie! Da, pentru că este cam nou! Să nu credeți că e bine dispusă, e pe ea de fapt o zgârie, aparatul suferă, da. De nu mai poate. Binder, cred că de-abia aștepta perioada asta în care să te legi și de altcineva și nu numai să le iei. Ne-am cam luat-o, deci, da. Ok. Pentru că evenimentul de pe 5 aprilie a fost sold out, Vank B se întoarce la Timișoara cu un concert de zile mari. Pe 24 mai, evenimentul va fi găzduit de Capcana, iar ritmurile vor fi 100% hip-hop. La cum te uiți la mine, îți place hip-hop-ul? Da, absolut. Am crescut pe ritmurile de hip-hop, să știi. Și mai pe lângă și asta, până în perioada hip-hop liceului, am crezut că Tupac trăiește. Și te rog să nu râzi, te rog. Pentru că cu toții avem voie să greșim. Tăiați asta, serios. Nu se poate. Mai departe. Tot pe data de 24 mai, cei de la Perform Space te așteaptă pe ritmuri retro. Amintirile mă chinuiesc, amintirile dacă te chinuiesc, eu nu am ce să fac, însă te chinuiesc și pe altă limbă. A, deci mai în engleză. Ei ne spun să ne pregătim sufletele, așa că... Da, fiți acolo. Pe ritmuri electronice, la Timișoara, cei de la Anturaj organizează un eveniment marca Vinyl Off The Shelf. Ca invitați, îi vor avea pe Charlie și Robert Mihai, iar sincer, sper că vrem va ține cu noi, pentru că astăzi, cel puțin, am plecat de acasă, a fost foarte cald. Am ajuns la lucru, a început să plouă, apoi a tunat, a fulgerat, mă aștept să plec de aici să ningă, adică... Eu te poți aștepta ce să la orice în perioada asta, având în vedere că a fost și o tornadă, sincer. Da. Cu toate astea, sperăm că și la Cluj este vreme bună, pentru că pe data de 25 mai, cei de la Alandala ne pregătesc o petrecere day and night. Este o petrecere de suflet, așa spun ei, și pe lângă asta va fi prezent și Henry Size, care ne pregătește o performanță live. Da. Și cu această ocazie vreau să-l salut și pe un DJ care va participa la acest eveniment, pe Vlad Bretan. Salut, Vlad! Îl cunoști pe Vlad? Da, este un tovarăș din copilărie. Ne așteptăm pe la Timișoara cu proxima ocazie. Chiar așa? Ai putea să faci o invitație. Tot pe 25 mai, dacă vă plac plantele, dacă aveți acasă vreo plantă sau dacă vreți să schimbați vreo plantă, dacă vă plac poveștile cu plante, despre plante, pentru plante, pentru că știți că plantelor le place să li se spună povești, căci că ele așa cresc, se organizează evenimentul Piața Plantelor, ediția a 4-a, în Piața Alexandru Mocioni, în Timișoara. Eu cred că voi fi acolo, chiar eu terorizez pe toată lumea că vreau plante, hai să cumpărăm o plantă, vreau să mă duc să iau o plantă, mai vreau o plantă. Deci eu Adina, ai niște plante care nu necesită foarte mult soare și nici foarte multă apă, pentru că aș avea și eu nevoie de mai multe. Nu, ne oferă oxigen. Nu, n-am plante, trebuie să le spui povești, cum ți-am zis, să le uzi, să vorbești cu ele. Nu am timp de povești. Să dragă, să... din astea. Având în vedere că weekendul este plin de evenimente, să știi că pe data de 26 mai, având în vedere că sunt foarte multe femei care țin dietă, care țin regim alimentar, poți să transformi această zi într-un cheat day și să iei prânzul în foișor. Prânzișor în foișor. Cred că toate femeile așteaptă acest cheat day sau caută câteun motiv să aibă un cheat day. Bine, nu tu, că dacă arăți ca ea, nu mai e nevoie de niciun cheat day, dar sincer, dar cine nu-și dorește un cheat day cu produse bio?
Dacă ați fost la evenimente la care noi nu am fost sau la evenimente mișto, nu uitați să ne, să ne trimiteți pozele voastre. Acestea vor fi difuzate în fiecare emisiune. Tu pe unde ai fost? Ai fost weekendul ăsta? Ai fost la evenimente? Ai fost, că te-am văzut, ai fost, dar nu vrei să zici. Dacă v-a plăcut de noi, like, dacă vreți să ne mai vedeți, share și dacă vreți să ne susțineți, subscribe ca de fiecare dată. Și dacă vreți să votați, pe data de 26 mai, spuneți da votului.